Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a unui prieten drag, așa că fără să mai așteptăm, îi spunem un bun venit domnului Costel Ghioancă, păstor al Bisericii Creștine Baptiste Adunării din București. Mulțumesc tare mult, Cătălin, pentru invitație. Costel, o bucurie să ne revedem și mai ales să stăm în fața Cuvântului Dumnezeu în seara aceasta și mai mult să dezbatem o temă de foarte mare interes. În vremurile acestea în care trăim o perioadă foarte dificilă. Tocmai ne bucuram că am scăpat de pandemie și de fapt am intrat într-un alt tip de pandemie și anume conflictul acesta armat. Lipsa păcii, ce este război, lipsa păcii, a zice eu. Așa că în seara aceasta aș vrea să tratăm din punct de vedere biblic tema aceasta războiului și a păcii. Practic, ce este războiul, ce este pacea împreună cu tine, mai ales că, și vreau să amintesc de la spectatorilor noștri, că ești doctor în filozofie, doctor în teologie, de asemenea cadru didactic al Institutului Teologic Baptist din București și, bineînțeles, contributor și profesor la Școala Biblică La Grația din Italia. Foarte multe. Ești un om foarte implicat, slavă Domnului pentru tot ceea ce faci și mai ales pentru lucrarea de plantare a Bisericii Adunării, care, după câte am citit în spațiu public, a ajuns la o altă etapă și înainte de a porni orice altă discuție, hai să venim cu veștile bune. Da, într-adevăr ne-am mutat într-un loc nou, foarte frumos, un loc binecuvântat de Dumnezeu și cu ocazia asta vreau să le mulțumesc celor care s-au rugat pentru noi. Am făcut un apel la rugăciune și a fost o armată de oameni care au stat pe genunchi înaintea Domnului rugăciune și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un loc extraordinar într-o zonă foarte bună din București, chiar lângă Piața Presei Libere, acolo la centrul de conferințe World Trade Center. Avem o sală mare, generoasă, cu aproximativ 300 de locuri unde ne putem aduna și de asemenea două săle adiacente pentru copii. Sunt săli moderne cu tot echipamentul necesar, este dincolo de ceea ce noi ne puteam aștepta și de asemenea Dumnezeu a lucrat într-un așa fel încât am primit și un discount bun, astfel încât să ne putem, ca biserică mică, permite chiria respectivă. Și doar atât mai spun ca notă așa interesantă, când am primit mail-ul din partea celor ce ne-au închiriat spațiul respectiv și cu oferta foarte generoasă pe care ei ne-au făcut-o, au menționat acolo și au spus, vă oferim acest preț pentru că apreciem lucrarea pe care doriți să o faceți, să-i apropiați pe oameni de Dumnezeu. Și pentru mine, îți spun sincer, s-a ridicat așa părul pe mână, a fost o experiență extraordinară, de aceea, fără să exagerez absolut deloc, cred că am experimentat o minunea lui Dumnezeu cu această locație. Deja în fiecare duminică din martie, când ne-am mutat la începutul lui martie, în fiecare duminică am avut oameni noi care ne-au vizitat, ceea ce este un lucru extraordinar și nu neapărat în alte biserici, ci și oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să umple locul acela de oameni care să se pocăiască și să se închine lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Cu adevărat o minune din partea lui Dumnezeu. Mare sunt un spațiu destul de aglomerat, zona aceea este foarte aglomerată, sunt și alte entități pe acolo, așa că recomand tuturor celor care vin în vizită în București, celor care vor să vadă și celor care poate n-au mai ascultat o predică, n-au mai participat la un program bisericesc, da, din zona aceasta evanghelică, să vă viziteze, să vă asculte și de asemenea să vă caute, pentru că așa cum spun de fiecare dată când ne vedem, la Biserica Baptista Adunării se mănâncă bine și știm despre ce hrană vorbim, hrana spirituală. Îi așteptăm cu mare drag pe cei care doresc să ne viziteze. Chiar dacă este o zonă aglomerată, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât avem aproximativ 30 de locuri de parcare chiar lângă sală pe care le putem pune la dispoziția celor ce ne vizitează, deci nu vă faceți probleme din acest punct de vedere. Excelent. Slavă Domnule! Haideți să ne întoarcem la tema noastră, vorbim despre pace versus război. Și e o temă destul de complexă, cu siguranță am putea face multe emisiuni pe tema aceasta, dar vreau să vedem puțin, Costel, cum vede Sfânta Scriptură, pentru că orice am face aici, în studioul acesta și în discuțiile cu tine și cu ceilalți invitați, întotdeauna trebuie să ne întoarcem la Scriptură.
În vremurile acestea vedem tot felul de idei despre pace, despre cine ar trebui să împartă pacea, cine ar trebui să ia inițiativa războiului. Sunt câteva exemple în Sfânta Scriptură chiar care Dumnezeu a îngăduit ca să se întâmple ceva, da, o nenorocire, o pedeapsă, și aia a fost considerată ca inițiativa lui Dumnezeu. Dar vreau să vedem ce înseamnă pacea din perspectiva lui Dumnezeu. Și aici când poate mergem în două direcții, între relația omului și Dumnezeu și apoi între noi semenii, pentru că ceea ce observăm noi în primul rând este conflictul acesta între noi și care poate aduce la nenorociri pe care le vedem pe stradă, dacă ieșim vom vedea cu siguranță efectele acestei probleme. Așa este, conflictele, tensiunile și războaiele din lume există și vor exista. În primul rând ar trebui să ne ia prin surprindere. Mântuitorul însuși ne înștiințează și ne spune că vom auzi de războaie și vești de războaie și lucrurile acestea chiar spune trebuie să se întâmple. Deci este oarecum un imperativ. În ce sens trebuie să se întâmple? Pentru că asta este condiția umană în care noi ne aflăm. Practic, de după cădere, după ce protopărinții noștri au căzut în păcat în grădina Edenului, s-a instalat primul conflict, să spun, între om și Dumnezeu, conflict pe care Dumnezeu de atunci a spus că vrea să-l lichideze, să-l încheie și să aducă pace, și de asta a promis că va veni o sămânță, Iisus Hristos, care se va naște din femeie și va aduce pace. Dar acest conflict dintre om și Dumnezeu întotdeauna se răsfrânge și la nivel orizontal între oameni. De aceea nu trebuie să mergem mai departe decât o singură pagină dăm din Scriptură și ajungem la Geneza capitolul 4 și vedem cum acest conflict ia valențe interumane, conflictul dintre om și Dumnezeu, și Cain pune mâna pe armă și îl ucide pe fratele său Abel. Deci, iată cum avem un prim război, un fraticid, să spun așa, între Cain și Abel, și de acolo, evident, se deschide o întreagă cutie a Pandorei cu războaie care s-au succedat unul după celălalt pe fața pământului și au curs, cum se spune, oceane de sânge, din păcate. De aceea, până când Hristos va reveni și va instaura o nouă lume, o nouă creație, unde nu vor mai fi războaie și lacrimi, din păcate, războiul este o realitate cu care noi ne confruntăm. Dar, aici este foarte important, chiar și în această lume plină de războaie, Iisus Hristos a intervenit deja. Deci nu este doar o promisiune pentru viitor. Există o împlinire deplină a păcii în noul Eden, în noua grădină în care Dumnezeu ne va duce, în raiul lui Dumnezeu. Dar până vom ajunge acolo, Dumnezeu a vrut deja să insereze, să aducă în lumea noastră pacea. Și dacă ți-amintești, Mântuitorul chiar spune atât de memorabil: vă dau pacea mea, nu cum vă dau oamenii. La ce se referă acolo? Chiar. Se referă la faptul că pacea pe care El o dă nu pune capăt unui simplu conflict dintre două părți. Da, oamenii, să zicem, sunt două părți, se află, au acolo un măr al discordiei, o ceartă pe ceva anume și până la urmă se ajunge să se facă pace și se consideră că acel conflict s-a încheiat. Nu. Când Dumnezeu spune vă dau pacea mea, El se referă la o întregire a ființei umane, la o armonizare a ființei umane în toate facultățile ei cu Dumnezeu și cu semenii. Deci nu se uită doar că avem o problemă punctuală pe axa OX, OY undeva, ci Dumnezeu se uită la faptul că noi ca oameni trebuie să ne simțim întregi, cu sens, cu coerență, cu rost, să simțim că ne ancorăm bine existențial în relația cu Dumnezeu, cu semenii. De aceea, termenul din limba ebraică este foarte sugestiv, este acel shalom. Acest termen shalom, care se traduce cu pace, nu înseamnă, cum spuneam, doar absența unui conflict, ci shalomul înseamnă un spațiu al binecuvântării depline, un spațiu al coerenței, un spațiu în care omul este restaurat din punct de vedere fizic chiar, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere relațional, din punct de vedere funcțional. Practic, shalomul înseamnă că orice tip de disfuncționalitate care afectează omul la nivel psihic, la nivel spiritual, la nivel fizic, la nivel social, la nivel relațional, familial, din orice punct de vedere, chiar în relația cu păcatul, cu propria persoană, deci orice fel de factor perturbator, orice fel de element care jenează în vreun fel sau altul constituția ființei umane și relațiile pe care omul este capabil să le dezvolte, orice element, zic, va fi îndepărtat. Deci shalomul înseamnă un
spațiu paradisiac, un spațiu mirific, un spațiu al deplinei binecuvântări al lui Dumnezeu, care nu mai este frustrat această binecuvântare de absolut nimic. De aceea cerul nou și pământul nou despre care se vorbește în Apocalipsa este fără doar și poate o lume a șalomului. Este o lume a păcii. De aceea când Hristos dorește să ofere pacea unui om, el nu acționează punctual și pompieristic. El nu vrea să rezolve o problemă, că s-a certat fratele cu tare cu fratele cu tare, că bărbatul cu nevasta, că părinții cu copiii, că el nu asta vrea să facă. Ci când Hristos vrea să vină și să ne ofere pacea, el vrea să vină și să ne transforme inimile, să ne pună în primul rând pace lăuntrică în inimile noastre și de acolo, ca o plantă care iese din rădăcină și se dezvoltă și aduce rod, vrea să reformeze și să restructureze întreaga noastră ființă, astfel încât pacea să devină o stare. Aici este diferența, nu un episod. Asta e foarte important că ai precizat cuvântul acesta, stare, pentru că am auzit, vorbim din practică, da. Tu ca păstor probabil ai auzit și mai mult decât mine. Am auzit de oameni care treceau prin probleme grave, boală, necazuri, probleme financiare și spunea, dar am pace. Am auzit expresia asta, așa am fost surprins, cum poți să treci prin necaz și totuși să ai o pace? Da. Da, pentru că pacea la care se referă, vezi, tocmai nu se referă la absența conflictului sau a factorului perturbator. Dimpotrivă, când ai o durere, când se întâmplă ceva, chiar există acolo elementul care ar aduce un conflict fizic, cel puțin, că te doare ceva, nu? Da. Dar pacea aceasta despre care se vorbește, cum spuneam, este mai degrabă o stare, este o atitudine. Și ce este, de fapt, este conștientizarea unui har pe care îl avem din partea lui Dumnezeu și trăirea în sfera acestui har. Și foarte bine conceptul acesta este abordat de Pavel și se găsește în Romani la capitolul 5. Și spune el, deci suntem, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Și apoi continuă și spune, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Și acolo el pune accentul pe elementul continuității, pe faptul că pacea în care intrăm este aerul pe care noi îl respirăm zi de zi, nu în sensul că lipsesc problemele, lipsesc conflictele, încercările, ci în sensul că în toate acestea noi știm că suntem în harul lui Dumnezeu și niciodată harul lui Dumnezeu nu ne lipsește. De aceea, de exemplu, un om care a ajuns în închisoare pentru credința lui, cum a fost fratele Vurbrand sau alții, da? Acești oameni, deși erau exact în toiul încercărilor, în mijlocul conflictelor, ei erau plini de pace. Și în ce sens? În sensul că ei își dau seama că harul lui Dumnezeu le este îndeajuns. Harul lui Dumnezeu este acolo. Pentru că asta înseamnă har. Harul lui Dumnezeu nu înseamnă doar niște bunuri pe care noi le primim. Noi spunem de multe ori dar nemeritat. Și așa este. Harul lui Dumnezeu poate să însemne un dar nemeritat dacă vrem să-l particularizăm într-o zonă, fie că e din punct de vedere al mântuirii sau soteriologii, cum se numește, sau din punct de vedere al binecuvântărilor materiale, familiale. Deci noi putem lua harul și să-l direcționăm, îl particularizăm pe ceva și spunem, este harul, este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Da, așa este. Este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Dar harul este mai mult decât atât. Este, înseamnă o benevolență, o generozitate divină, înseamnă un favor divin, faptul că Dumnezeu privește cu ochi buni la noi, că la niște vrăjmași, că asta e ideea. Deci noi meritam mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu în loc să ne răspundă după cum meritam, potrivit păcatelor noastre și să ne pedepsească în mânia lui sfântă, Dumnezeu se uită la noi cu ochi plini de iubire. Și ne bucurăm de grația lui. De acolo vine. Noi folosim și între oameni vorba asta când spunem cu Tărescu, X a intrat în grațiile lui Y, nu? Da. Și grație vine exact de la grația în limba latină, înseamnă har. Și că i-a intrat în grații. Ce înseamnă? Că atâta timp cât din acel punct când i-a intrat în grații, persoana respectivă se bucură de nenumărate daruri nemeritate, nu unul singur, de o stare de har, de o generozitate și o benevolență din partea celuilalt. Deci asta înseamnă, de asta să revin la întrebarea ta, când un creștin trece prin încercări, conflicte spirituale, conflicte pe pământ, de orice tip ar fi ele, și când el spunea în pace, el vrea să spună în momentul acela că simte la nivel spiritual, la nivelul sufletului său, această bunătate a lui Dumnezeu. O conștientizează.
simte că Dumnezeu este cu el și că Dumnezeu nu și-a întors fața de la el. Și vezi tu, mai dureros decât să-ți ia Dumnezeu darul pe care ți l-a dat, este să-și întoarcă fața de la tine. Nu este ceva mai grav decât acesta. Gândește-te la o persoană dragă, soția ta, copiii, părinții, cine vrei, îți dă un cadou, da? Exact. Și după aia spune, uite, am eu nevoie, trebuie să ți-l iau înapoi. Poate îți pare rău, dar înțelegi și... Dar cum ar fi să-și întoarcă fața de la tine și să spună, rămâi cu cadou, dar nu mai vreau să vorbesc cu tine, m-ai rănit, s-a rupt relația dintre noi. Vezi? Deci asta este marea diferență. Ori cadourile astea sunt micile bucurii pe care noi le avem în viață. O relație bună, mâncare pe masă, sănătate cât de cât, mici lucruri pe care le avem. Și ele pot fi, și Dumnezeu ni le dă, și dă că e bun Dumnezeu, dă din belșug mai mult decât ne trebuie și nu zice că face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni. Și dacă voi care sunteți răi și să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl Ceresc nu va da daruri bune celor ce le cer. Deci Dumnezeu ne dă și astfel de cadouri. Dar harul lui, care aduce această pace despre care vorbim, este relația asta, este acea tovărășie spirituală, acea camaraderie, acea prietenie, să știi, așa cum e frumoasa noastră cântare, Iisus al meu, prieten drag, da, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Vezi constanța asta, continuitatea. Exact. Ești mereu cu mine. Ăsta e răspunsul. Asta au acei oameni. Această simțire, această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Și asta le dă pacea despre care noi vorbim. Slavă Domnului! Hai să mergem puțin și pe zona aceasta a relațiilor pe orizontală și vedem că totuși există conflicte și ai spus că au fost și vor fi probabil până va veni Domnul conflictele acestea, care uneori pot lua forme foarte, foarte grave. Conflictele acestea armate, suntem la granița cu Ucraina, suntem și noi martori și părtași la toate aceste efecte pe care le vedem în jurul nostru. Dar, tot așa, plecând de la nivel teologic al relației, sau relației de pace sau lipsei prezenței sau lipsei păcii pe care omul o are cu Dumnezeu, o relație conflictuală cu cei din jur, poate să fie din familie, poate să fie în biserică, poate să fie aproapele de lângă noi, o relație tot timpul conflictuală, în o lipsă a păcii, este cumva un rezultat sau e legătură a lipsei păcii pe care am cu Dumnezeu pe verticală? Și apoi, asta e prima întrebare, că știu că ar fi bine să îți dau voie să le legi, știi? Da. Și a doua întrebare este legată de forme acestea ale conflictului. Atunci când cineva care crede că are o pace cu Dumnezeu își asumă rolul acesta de împărțitor, dacă pot să-i spun, de pace sau război, știi? Ca mâna dreapta lui Dumnezeu, care împarte binele și rău, care face pace și face dreptate și la un moment dat poate să zic că își asumă rolul de sabia lui Dumnezeu pe pământ, în care poate să zică că... De unde se creează și mitul acesta, uite... Omul, biciul lui Dumnezeu, biciul lui Dumnezeu, da? Exact, biciul. Și o să ajung. Ca Iehu, altă dată. Exact, care... exact. Da. Haideți să vedem, pentru că vreau să dacă legătura aceasta, în primul rând, pe verticală da. Și pe orizontală. Că bănuiesc că, nu știu, un om care are pace cu Dumnezeu ar trebui să arate într-un anumit fel, nu? Bineînțeles, da. Deci ele sunt ca o cruce, nu le poți separa. Deci ca să existe pace pe orizontală, adevărată, ea trebuie să vină dintr-o relație cu Dumnezeu. Pentru că toate conflictele care există, chiar și asta la nivel social, da. Provin din frustrări, din lipsă de împlinire, din fapte ale firii pământești, din lăcomie, după bani, după putere, după influență și așa mai departe, dorințe imperialiste. Deci toate acestea sunt rodul amar al unei inimi neconvertite, al unei inimi care nu și-a găsit liniștea în Dumnezeu. Cum spunea Sfântul Augustin, nu putem să ne găsim odihna până când nu-L găsim pe Dumnezeu. Inima mea nu-și găsește odihna doar în tine, spunea el. Deci, orice om care nu are pace cu Dumnezeu are o inimă tulburată. Este un om tulburat. Și este într-o continuă căutare de satisfacție, de acel lucru care să-i dea pace, de fapt. Și el crede că dacă va face X sau Y, știu eu ce acțiune, asta îi va aduce lui pacea la untrică, dar nu o aduce. Dar ele sunt legate, cele două, și poate cel mai clar exemplu din punctul acesta de vedere este acel imn angelic
pe care noi îl cunoaștem foarte bine și pe care îl găsim în contextul celebrării întrupării Mântuitorului, când apar acei îngeri acolo în zona Betleemului, pe câmpiile Betleemului și rostesc slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ. Iată cum înaltul cu pământul se întretaie și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cu alte cuvinte, cele două se potențează reciproc și se influențează reciproc. Dacă vreau să am pace pe pământ și să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu, atunci această pace pe pământ se va materializa în măsura în care noi suntem interesați de slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Deci, dacă pe noi ne interesează gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, atunci modul în care trăim, gândim și acționăm va duce la pace și ne va face să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă mă interesează slava mea, banii mei, conturile mele, părerea mea, mușchii mei, să-mi arăt eu cât sunt de tare, de deștept, să-mi arăt armele nucleare pe care le am și așa mai departe, atunci nu mă interesează slava lui Dumnezeu. Și în momentul în care nu mă interesează slava lui Dumnezeu, și pe orizontală este dezastru și multă suferință. Și un păcătos, cum spune Eclesiastul, poate să facă foarte, foarte mult rău. Deci asta, ca să subliniez un pic legătura dintre vertical și orizontal, deci nu se poate, nu există nicio circumstanță în care să vorbim de o pace adevărată, veritabilă, în familie, în societate, la lucru, unde vrei, fără ca omul să-și găsească mai întâi împlinirea în Dumnezeu și să fie motivat de dorința de aceea, Dumnezeu, cât trăiesc, 50 de ani, 70, 10, 100, cât trăiesc pe acest pământ, Dumnezeu m-a creat, al Lui sunt și am datoria morală. Și dacă nu mi-ar fi scris în Biblie, da, scrie și în Biblie de multe ori, dar doar prin simplu fapt că exist, faptul că respir, mă responsabilizează să fiu la dispoziția celui ce m-a adus în ființă, adică la dispoziția lui Dumnezeu. Și vreau să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Și atunci când îți propui asta, îți modifică toate relațiile. Bun. Ce se întâmplă însă cu partea a doua a întrebării, când apar pe scena istoriei personaje care fie ele se consideră pe sine, au un complex mesianic, suferă de delir mistic, religios, politic sau de o altă natură și încep să se considere mâna lui Dumnezeu care administrează și împarte dreptatea pe pământ. Deci pot fi astfel de persoane sau, și dacă nu vin ele foarte mult la rampă în felul ăsta să se autoportretizeze așa, sunt ceilalți utili, cum sunt ei numiți, dar nu mai spun celălalt cuvânt, care vin și încearcă să îi contureze un astfel de profil unui lider autocrat de genul acesta și să-l vadă, uite, el este instrumentul cu ajutorul căruia Dumnezeu face dreptate în lume și pe păcătoșii ăștia Dumnezeu îi pedepsește de asta, că Dumnezeu pedepsește păcatul. Bun, hai să lămurim câteva aspecte aici. Da, Dumnezeu poate să pedepsească păcatul și pe acest pământ. El, ca principiu, ne spune că acum este anul de îndurare al lui Dumnezeu. Suntem încă în anul de îndurare. Da, vine o zi a răzbunării, când orice cuvânt, orice faptă vor fi aduse la judecată, spune Biblia, înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele pe care le-a făcut. Celui ce a făcut răul după răului, celui ce a făcut binele după binele pe care l-a făcut. Deci, vezi eu în capitolul 5. Este foarte clar lucrul acesta. Până atunci, trăim însă într-o paradigmă, într-un model al îndurării lui Dumnezeu. Când zice Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci, noi acum experimentăm bunătatea lui Dumnezeu. Și asta trebuie să îndemne pe oameni la pocăință, pe păcătoși. Nu experimentăm mânia lui Dumnezeu atât de mult încât să-i pedepsească pe Dumnezeu. Asta ca regulă generală, să zic, sau ca trend general. Dar sunt și ocazii, și am văzut în Vechiul Testament și se vede când Dumnezeu amintește de cetăți care au fost distruse, a vrut să distrugă cetatea Ninive, apoi s-au pocăit, n-a mai distrus-o, de Betsaida, Horazim și așa mai departe, turnul Siloamului și multe alte, când Dumnezeu arată că intervine și punctual, încă administrând dreptatea lui în această lume. Deci Dumnezeu poate să facă uneori astfel de lucruri și în suveranitatea lui să folosească pe diverși oameni, armate, împrejurări, situații care par că n-au de-a face cu Dumnezeu, să le folosească spre a-și administra aceste planuri. Dar modul acesta de a gândi
ce am explicat eu acum, ține strict de Dumnezeu. Deci nimeni nu are dreptul să tragă concluzia că asta face Dumnezeu. Da? Că asta și spune Domnul, credeți voi că ei au fost mai păcătoși decât voi? Nu. Dumnezeu a procedat atunci așa, putea să procedeze altfel, cum dacă pe voi nu v-a trezit acum, nu înseamnă că sunteți mai sfinți decât ei. Înseamnă că acum Dumnezeu a vrut să-și arate îndurarea. Deci chiar dacă Dumnezeu, într-un mod suveran, poate folosi forțe armate, mișcări sociopolitice, interese geostrategice și așa mai departe, spre a-și administra planurile sale divine și uneori chiar spre a pedepsi anumite persoane, orașe, popoare și așa mai departe, noi ca oameni nu ne putem pronunța în această privință, pentru că noi nu știm gândirea lui Dumnezeu și mintea lui Dumnezeu și nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu. De aceea ce se cere de la noi este smerenie și se cere iubire. Domnul ne-a îndemnat întotdeauna să iubim pe aproapele nostru, să ajutăm pe aproapele nostru, să ne rugăm pentru aproapele nostru, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Deci noi trebuie să facem ceea ce ține de competența noastră umană. Și competența noastră umană este limitată. Noi vedem doar în jurul nostru. Noi nu vedem planurile suverane ale Dumnezeu. Noi nu vedem de sus așa cum vede El. Noi nu vedem în viitor. De aceea, a te arunca cu etichete, cu verdicte, că așa se întâmplă pentru că Dumnezeu pedepsește Ucraina, că acolo sunt gay sau nu știu ce. Exact. Deci tot felul de lucruri de genul acesta este o aberație. De ce? Pentru că sunt probabil alte țări unde mișcarea LGBT este mult mai pronunțată decât acolo și nu s-a întâmplat asta. Deci nu poți să tragi niște concluzii atât de simpliste, gen cauză-efect, pentru că, da, nu înseamnă că Dumnezeu n-ar putea să facă asta, dar nu știm. Este ceva ce ține de suveranitatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, mergând la Roman capitolul 13, de la versetul 1 și mai departe, adevărat, acolo Pavel încearcă să atingă subiectul acesta al relației dintre credincioși și autoritățile statului și ne spun că autoritățile statului sunt rânduite de Dumnezeu și chiar apare expresia că Dumnezeu le-a dat sabia în mână cu două scopuri, ca să pedepsească pe cei ce fac răul și să-i răsplătească pe cei ce fac binele. Deci, din acest punct de vedere, autoritățile statului au un astfel de mandat de a împărți dreptatea, dar atenție, dreptatea socială. Exact. Atât cât ei cunosc, de exemplu, că ăla l-a omorât pe cutare și că i-a furat nu știu ce. Da? Deci, justiția este o valoare iudeo-creștină. Bineînțeles. Dreptatea. Și el trebuie să administreze dreptatea socială, dar atenție, și aici este foarte important unde am vrut să ajung. Până și ei, să zicem, acest bici al lui Dumnezeu sau omul cu sabia sau omul, națiunea sau da, structurile acestea de autoritate pe care, de guvernământ pe care Dumnezeu le-a lăsat, până și ele, atenție, când administrează dreptatea socială, trebuie să o facă cu frică de Dumnezeu. Pentru că acolo spune foarte clar Pavel că și ele au deasupra lor aceste autorități pe Dumnezeu și se află sub autoritatea lui și se tem de el. Da? Deci, dacă există autorități ale statului care trebuie, de exemplu, pe un răufăcător să-l aresteze, să-l judece, să-l condamne și așa mai departe, în momentul în care ei fac asta, trebuie să o facă respectându-l pe Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. De aceea, niciodată unul care se erijează în a fi mâna dreaptă a lui Dumnezeu, care împarte dreptatea pe pământ, dar modul în care face asta contravine scripturii, învățăturilor Bibliei și contravine principiilor Bibliei care ne spun să iubim pe orfan, pe văduvă, să iubim pe cei săraci, să nu folosim violența, să nu atacăm pe oameni nevinovați și așa mai departe. Deci când cineva încalcă în mod flagrant, nu mai vorbesc de arme de distrugere în masă, de, Doamne ferește, bombe, atacuri chimice, bombe biologice cu răspândirea de virusuri sau, Doamne ferește, de arma nucleară și mai departe. Deci când cineva recurge la astfel de lucruri, în mod clar intră pe contrasens cu multe alte învățături din Sfânta Scriptură și arată că a ieșit de sub umbrela autorității pe care Dumnezeu i-a dat-o, de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și când ești de sub autoritatea lui Dumnezeu, și tu îți pierzi autoritatea. Pentru că inclusiv autoritățile statului au autoritate câtă vreme rămân sub autoritatea lui Dumnezeu. Dacă ies de acolo, da, poate pentru o vreme Dumnezeu le lasă libertatea de a acționa într-un fel sau altul, dar vine vremea când vor fi trase la judecată. Ca să sumarizez asta, două concluzii sunt aici.
Nu există pace pe orizontală fără a urmări gloria lui Dumnezeu, deci o fundamentare serioasă în Dumnezeu, pe verticală, urmărind gloria Lui. Și da, chiar dacă Dumnezeu folosește autorități, situații, contexte istorice spre a-și administra deja de acum încă dreptatea Lui pe pământ, noi nu ne putem pronunța când o face, când nu o face, pentru că noi nu cunoaștem înțelepciunea Lui. Și cealaltă concluzie este că nicio autoritate pământească n-ar trebui să acționeze în așa fel, să-și ia libertatea să acționeze în așa fel încât să iasă din matca ascultării de Dumnezeu. Cine face asta, atenție, îndrăznesc chiar să spun un lucru care pentru mulți va fi șocant, dar o spun ca unul care chiar am scris recent un comentariu pe cartea Apocalipsa și sunt destul de convins de ceea ce spun. Cine acționează în mod samavolnic, autoritar, dictatorial, omorând oameni nevinovați, încălcând în picioare toate principiile etice și ale iubirii, nu doar că iese de sub autoritatea pe care Dumnezeu a rânduit-o, acolo asta spune, ca să pedepsească răul și să răsplătească binele. Nu spune ca să răsplătească binele, să pedepsească binele și să răsplătească răul. Deci, Pavel e foarte clar. Deci, cine iese de acolo, atenție ce spun acum, intră într-o zonă de activitate de tip anticristic. Deci, Biblia prezintă astfel de autorități care au existat întotdeauna în istorie. Anticristi au fost mulți. Da, și inclusiv sisteme, deci și oameni, dar și sisteme, ideologii și așa mai departe. Deci autoritățile statului care ies din rânduiala asta așezată de Dumnezeu, adică o rânduială corectă a dreptății, să pedepsească răul și să răsplătească bine, cine iese din zona asta, intră pe un calapod anticristic pentru că această activitate de a distruge pe oameni care poartă chipul lui Dumnezeu în ei. Și Hristos tocmai de asta a venit, ca să răscumpere chipul lui Dumnezeu. Atenție! Deci lucrarea lui Hristos este aceea de a restaura chipul lui Dumnezeu în om. De asta în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, spune: dacă suntem în El, în Hristos, ce suntem? O făptură sau o creație nouă? Deci chipul nostru era chimonosit din cauza păcatului și Hristos vine să-l restaureze. Păi, vezi, dacă pui undeva la mijloc chipul acesta schimonosit sau afectat de păcat, Hristos vine să-l restaureze, Antichristos sau Anticristul vine să-l distrugă total. De aceea, toate manevrele de călcare în picioare a ființei umane și a demnității umane și toate crimele de război, genocidul, eugenia, toate aceste lucruri, uciderea copiilor nevinovați, tot ce vedem acum în Ucraina, astfel de lucruri, vin și iau pe oameni care au chipul lui Dumnezeu, așa cum este el afectat de păcat, și îl distrug. Deci este o lucrare la polul opus decât ceea ce face Hristos. Și asta se vede foarte clar în Apocalipsa. Deci este o lucrare anticristică. Așadar, cei care, știu eu, dacă mai sunt oameni care aplaudă când văd pe unul, sau fie că e Putin sau altcineva care vine și îi omoară pe oameni așa la discreție după cum consideră el și consideră omul lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu, ar face bine să se gândească de două ori și cu orice risc, eu îndrăznesc să spun că cine face astfel de lucru nu este omul lui Dumnezeu, ci este omul satanei. Este un om care acționează într-un mod anticristic, nu cristic. Cristic este să iubești. Așa este. Foarte frumos explicat, Costel. Mulțumesc pentru lămurirea acestor aspecte. Eu am avut în minte și un exemplu pe care l-am întâlnit practic în social media. A trebuit să răspund la niște comentarii de genul acesta în care cineva făcea o paralelă între ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora. Dumnezeu a intervenit să pedepsească păcatul și ceea ce se întâmplă acum. Iar o pedepsire a păcatului de care vorbeai în Ucraina, care nu e mai acolo, e și în România și cam peste tot. Răspunsul meu a fost la vremea respectivă că omul Avram, care era prietenul lui Dumnezeu la vremea respectivă, da, era omul lui Dumnezeu, a încercat să intervină. Iar inițiativa de pedeapsă în cazul n-a fost a omului, și dimpotrivă a fost a lui Dumnezeu, și Dumnezeu a hotărât. Deși omul a încercat să-și aducă și el la ajutorul, să îi mijlocească. Asta pe de o parte, deci, și ai menționat tu deja că este decizia lui Dumnezeu care se poate folosi. Iar pe de altă parte există și o altă problemă pe care am întâlnit-o, așa că vreau să le comentez pe amândouă. A doua problemă pe care tot am întâlnit-o, practic între creștini, deci tot ce discutăm este între creștini, în care se spune că, cineva spune așa, că, doamne, noi am avut probleme de-a lungul istoriei cu poporul ucrainean.
Și ne-au făcut. Și istoria consemnează. Și ne-au luat din teritoriu. Și nu ne-au tratat cetățenii noștri din diaspora acolo așa cum îi tratăm noi. De ce trebuie să intervenim acum să-i ajutăm? Pentru că războiul aduce și efecte colaterale. Oameni nevinovați, oameni care fug, oameni care mor. Și România a fost, pe lângă Moldova și Polonia, a fost poarta de ieșire către libertate, către pace, către o pace temporară. Și oamenii au fost oameni care au susținut faptul că nu trebuie ajutat, pentru că ei s-au purtat urât cu noi, nu au fost în pacea aceea cu noi și noi nu trebuie să le răspundem, ci trebuie să le închidem ușa și să-i trimitem înapoi. Da, încerc să le iau pe rând. Chestiunea asta cu Sodoma și Gomora, sigur, dacă noi ne uităm acum, ni se pare un lucru îngrozitor și așa este ceea ce s-a întâmplat acolo, dar Biblia ne revelează aici exact ce s-a întâmplat. Spune mai devreme că noi nu cunoaștem gândirea lui Dumnezeu și planurile lui, dar uneori Dumnezeu ne spune despre anumite planuri. Ei, aici, fiind vorba de canonul Scripturii și de ceva ce scrie în Cartea Geneza, știm că Dumnezeu a dorit să pedepsească acele cetăți și El are dreptul să o facă. El a dat viața și El o poate lua. Noi nu am dat viața ca să o putem lua. Deci noi nu avem dreptul să administrăm lucrurile în felul acesta și să dispunem de viața cuiva. Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta și uneori nu a fost doar acele cazuri. S-au mai întâmplat în istorie și foarte interesant că uneori a apelat la fenomene din acestea naturale, alte ori a folosit într-un mod indirect conflictele dintre popoare. Deci cumva Dumnezeu a orchestrat, a știut să lucreze cu toate aceste elemente astfel încât, cum spuneam, deja pe pământ să-și administreze anticipativ pentru ziua judecății porțiunea ale bucăți, să zic așa, de dreptate și va veni o zi când dreptatea pe total va fi administrată. Și asta s-a întâmplat atunci și se întâmplă și acum. Deci eu nu spun că ceea ce se întâmplă acum, uneori, poate cum a fost distrus orașul Pompei în Italia sau în alte părți. Deci se mai poate întâmpla astfel de lucruri sau mai sunt cutremure de pământ, inundații și deci unele lucruri pot să fie când le vezi judecata lui Dumnezeu, altele pot să nu fie într-un mod direct judecata lui Dumnezeu. Deci eu aici m-aș opri să spun, da, în privința Sodomei și a Gomorei ne putem pronunța doar pentru că Dumnezeu a ales să ne reveleze exact ce s-a întâmplat acolo, în privința altor lucruri care nu sunt scrise în Biblie, nu ne putem pronunța pentru că Dumnezeu nu ne spune, ba chiar spune nu judecați nimic înainte de vreme. De ce? Pentru că putem să greșim foarte mult în momentul în care încercăm noi să punem etichete și să judecăm. Care era cealaltă chestiune? Întrebarea era legată de ajutorarea... Așa, iar cealaltă legată de reminiscențele din trecut, de știu eu ce... Probleme istorice, probleme... legate de teritoriu, de știu eu, de atitudine față de oameni. Așa. Acum, sau apropo de vecini. Da. Știi că vecinii nu întotdeauna trec în cea mai frumoasă pace. Da. Se întâmplă și chiar vorbim de viața practică. Acum, la un necaz, la o nevoie de genul acesta, care trebuie să fie atitudinea? Pentru că sunt oameni care justifică cu Scriptura, care spun că noi nu trebuie să facem, este dușmanul nostru, nu ne-a ajutat și noi de ce ne-am sacrificat, acum să-i ajutăm. Da, din acest punct de vedere, cu tot felul de elemente istorice, etnice, probleme care s-au sedimentat acolo în conștiința populară și în sufletul colectiv al unui popor și lucruri care în anumite contexte pot să se ridice la suprafață și ne întrebăm ce s-a întâmplat, slavă Domnului că aici avem un exemplu foarte clar în Scriptură. Și cred că acest exemplu din Biblie de fapt ne ajută pe noi foarte bine să dăm un răspuns adecvat la situația aceasta concretă dintre problema dintre România și Ucraina. Păi, haideți să ne amintim de Samaria. Haideți să ne amintim că acest popor al samaritenilor era unul format din oameni care au fost acolo... Îmi place exemplul, foarte sugestiv. Mutați acolo în contextul acesta în care Israel a fost dus în robia asiriană în anul 721 înainte de Hristos și au fost... aduși acolo tot felul de alte popoare care au rămas și s-au încuscrit cu cei mai săraci dintre evrei care rămăseseră acolo și se formase această grupare etnică a samaritenilor față de care evreii aveau un dispreț foarte mare. Din mai multe motive, odată din motive teritoriale,
Pe de altă parte, din motive religioase, da, ne amintim unde trebuie să ne închinăm, care este templul corect și așa, practici din acestea religioase, civile, deci erau mai multe sfere în care exista tensiune. Ei, când Mântuitorul alege să dea exemple de raportare a poporului său la astfel de situații, este uimitor și cel mai celebru caz este cazul bunului samaritean, care el vine și ajută și dintr-o dată rescrie acest tip de relații cu nota iubirii, cu cerneala iubirii. Apoi avem situația cu Iacov și Ioan care spun să poruncim să se coboare foc, să ardă, că nu ne-au primit, deci cu ospitalitate, iarăși ospitalitate, nu s-au purtat frumos, deci cu noi. Și Domnul spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți și evident nu dorește să... Apoi situația cu cei 10 leproși care sunt vindecați și doar unul se întoarce să mulțumească. Nu s-a găsit decât samariteanul acesta să se întoarcă să mulțumească. Deci, sau străinul acesta care... deci samaritenii erau priviți ca niște străini. Da? Ori ceea ce face Mântuitorul este să rescrie relația dintre evrei și samariteni. Apoi avem Ioan 4 cu femeia din Samaria. Deci, uite-te că toate exemplele astea sunt luate parcă tocmai ca să distrugă barierele. Și spune, vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați nu se vor mai închina nici în Ierusalim, nici pe muntele Garezim, ci se vor închina în duh și în adevăr. Și de fapt ce încearcă Mântuitorul să spună este că cei care sunt credincioși devin parte într-o comunitate a credinței care transcende granițele teritoriale, geografia, transcende istoria și frământările istorice, transcende etnicitatea, transcende interesele politice, transcende interesele economice. Și când intri în această comunitate, este o comunitate escatologică a viitorului care deja a mugurit pe pământ, este Biserica Domnului Iisus Hristos pentru care El și-a dat viața și dorește să o curețe și să o crească, să o pregătească, să fie mireasa lui Hristos. Deci noi ar trebui să privim aceste elemente din acest punct de vedere și atunci ar trebui să ne purtăm cu toți oamenii așa cum se cade pentru comunitatea lui Hristos. Și asta înseamnă cu iubire, cu iertare. Exact cum spune, dacă unul are pricină să se plângă de altul, nu spune că n-am mai avea motive. Deci nu trebuie să mergem într-un negaționist, să spunem, nu, domnule, n-au fost problemele astea, nu, ei ne-au făcut doar bine sau noi le-am făcut doar bine. Sau nu, unele lucruri s-au făcut, unele au fost bune, altele au fost rele, istoria e istorie, n-ai ce să faci. Dar nu negăm pricina de plângere, nu? Dacă unul are pricină să se plângă unul de altul, nu spune, aha, plătiți-vă acum polițele, că uite, la mâna mea. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, nu? Așa iertați-vă și aici arată că suntem parte din comunitatea lui Hristos, fiindcă suntem iertați. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Deci, cred că sub nicio formă, în calitate de creștini, nu ar trebui să susținem niciun fel de măsură, niciun fel de gândire, niciun fel de retorică aurii, a revanșei, exact, a răzbunării, ci trebuie să susținem un îndemn al iubirii, al filantropiei, al îmbrățișării. Grijă celui... față de orfan și de văduvă, până la urmă lor? Da. Că sunt destui. Străin, orfan, văduvă. Niște categorii speciale în ochii lui Dumnezeu și mereu... Și dacă n-ar fi fost, deci aceste categorii speciale. Nu există... Aproapele până la urmă. Exact, limită. Deci câtă vreme cineva de lângă noi are nevoie de ajutor și este căzut pe drumul nostru. Că mulți întreabă, domnule, dar de ce nu când a fost în Siria, când a fost în Afganistan, când a fost... De ce n-ați venit așa să săriți, să faceți, să... Da? Foarte frumos. E prima dată când aud despre asta și îmi dau seama că ai mare dreptate. Este în drumul nostru. Că sunt în drumul nostru. Exact. Mergem la gară și o să vedem o grămadă de oameni. Deci asta întrebau. Că de ce nu ai ajutat? De ce n-ați făcut? Acum v-ați trezit. Păi simplu. N-au fost căzuți pe drumul nostru. Acum au căzut la Siret, au căzut la graniță, au căzut la în Maramure, la Isaccea, da? Deci când omul cade pe aleea mea, ce vrei să fac?
E adevărat, noi nu putem să ajutăm pe toți care sunt în război în toată lumea, în Africa. Nu putem să ajutăm pe toți săracii, pe toți orfanii, pe toate văduvele. Dar pe cei care sunt în proximitate, grija pentru de asta spune aproapele. Dumnezeu nu ne cheamă să ajutăm. E în calea ta. Pe cel care e în calea noastră, zice, pe drumul lui era căzut. Da? Au trecut pe acolo și levitul, și preotul, și samarteanul. Și omul era căzut pe drumul lor. Dacă era pe alt drum, nu era pilda. Problema e ce faci cu cel căzut pe drumul tău, nu cu cel căzut pe alte drumuri. Deci acum, acesta este răspunsul. Conflictul din Ucraina este un conflict al unor oameni căzuți pe drumul nostru. Și noi avem datoria morală de a veni în sprijinul acestor oameni. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și să apreciez faptul că este extraordinar cât de mulți oameni s-au mobilizat și cât de mult au venit în sprijinul celor înăpăsuiți. Chiar imediat când a început fenomenul acesta cu circa o lună în urmă cu refugiații, o spun așa cu bucurie și cu mulțumire, la un moment dat comunitatea baptistă de București, încă sunt din București, este pastor baptist, avea cele mai multe locuri de cazare pe care le-a pus la dispoziție pentru, sigur, după aceea s-au mai schimbat lucrurile, dar m-am bucurat foarte mult să văd că o comunitate de care aparțin și eu a fost atât de generoasă și aveam 800 și ceva de locuri de cazare care imediat fusese puse la dispoziție. Slavă Domnului, Costel! Cred că ai răspuns la majoritatea întrebărilor pe care eu mi le pun, întrebări pe care le-am întâlnit în spațiul acesta public și pe care am încercat să le tratăm. Ai răspuns extraordinar. Slavă Domnului că avem Scriptura în fața noastră și rămânem la Sfânta Scriptură. Mai sunt multe lucruri, aspecte și pe care le putem discuta apropo de relația aceasta dintre pace și război și ce ar trebui să facem. Așa că, la sfârșit, aș dori să închei cu un îndemn, un gând, un verset, ceva, astfel încât să ne facem nouă viața mai ușoară, în primul rând, și apoi să mergem, să ne dăm silința împreună, să trăim în pace atât cu Dumnezeu și cu ceilalți. Da, sunt două lucruri pe care le-aș spune. Înțeleptul în cartea Eclesiastul spune că este o vreme pentru pace și o vreme pentru război. Menționează și asta acolo. Nu vrea să spună prin asta că e bine că este război, ci doar că se întâmplă. Că este o realitate cu care ne confruntăm și nu putem ignora. Iată, acum este o vreme pentru război. Slavă lui Dumnezeu nu este la noi în țară, dar este la granițe și este un război care ne afectează și pe noi. Pentru că aproapele este aici și cel lovit este lângă noi, pe drumul nostru. De aceea îndemnul pe care vreau să-l dau pentru toți cei ce ne urmăresc este să lase la o parte toate îndemnurile și orice fel de instigare la nepăsare, la ură, la revanșă, la răzbunare și să asculte mai degrabă de îndemnul Mântuitorului care ne spune să iubim pe toți, ba chiar pe vrăjmași. Cu atât mai mult trebuie să iubim pe frații noștri, pe mulți nevinovați care au nevoie de ajutor. De aceea vreau să-i îndemn să susțină cum pot, cu rugăciuni, financiar, cu cazare, cu alimente, cu ceea ce pot, demersurile care se fac la un nivel mai organizat de a ajuta pe cei loviți de acest război. Acesta este primul îndemn mai practic care ține de lumea aceasta. Celălalt îndemn cu care aș dori să închei ține de lumea cealaltă și de lumea lăuntrică a sufletului de relația cu Dumnezeu. Adevărul este că oricât de îngrozitor ar fi un război, și este, inclusiv acesta din Ucraina, vedem ce se întâmplă, mai grav decât acesta este războiul spiritual. Fiecare avem un război în inimă cu cel rău. Și în Efeseni, capitolul 6, ne se spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, că dacă am avea, am ști ce arme să mai luăm, ce tancuri, ce ne-am mai cere de pe la alții, ne-am mai descurca. Ci avem de luptat împotriva domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac. Este o luptă foarte grea și de multe ori am și căzut, am pierdut lupte de genul acesta. Dar războiul nu s-a terminat. Una este să pierzi o luptă, alta este să pierzi războiul. Și au fost situații când am văzut inclusiv în Ucraina orașe care au fost capturate de inamic și apoi recucerite. De asta vreau să spun un lucru. Dumnezeu vrea să-ți recucerească sufletul. Poate ai pierdut o luptă, poate ești într-un conflict în familie, cu soția, cu soțul, cu copiii, poate ești într-o dependență, poate ești într-un conflict în biserică, poate ești într-o anumită situație și vezi că ai pierdut mai multe lupte și cel rău a câștigat teren și ai impresia că totul e gata. Nu. Câtă vreme încă trăiești, războiul nu s-a încheiat. Războiul se va încheia doar când va veni Hristos sau când mergem noi la El. De aceea încă poți să câștigi acest război. Știi de ce? Pentru că cineva l-a câștigat. Iisus Hristos pe cruce a câștigat acest război spiritual. L-a învins pe Satan. Am învins moartea și El acum vrea să vină și să ne dea pacea.
să încheie acest război din sufletele noastre. De aceea, dacă suntem gata să credem în El din toată inima și să ne pocăim de păcatele noastre, Hristos va pune capăt și războiului din interior și ne va da pacea Lui. Și acesta este îndemnul meu pentru cei ce ne urmăresc. Veniți la Hristos, nu cedați, nu spuneți că pe mine nu mă mai primește. Veniți, Hristos este gata să vă ofere pacea, să vă dea harul unui nou început. Amin. Așa să... Să ne audă Dumnezeu și cei care sunt în fața micilor care îți mulțumesc foarte mult și pentru aceste două îndemnuri. Sunt exact, poate, concluzia ceea ce am discutat astăzi. Orice s-ar întâmpla, să nu uităm să ne împăcăm cu Dumnezeu pentru a putea avea pace și cu ceilalți. Costel, îți mulțumesc, te binecuvântez și, de asemenea, îți urăm succes în lucrarea pe care o faci. În primul rând, la Biserica Adonai, pe care o păstorești și o crești cu ajutorul Dumnezeu, de asemenea în activitatea didactică, în activitatea mediatică pe care o desfășor din plin și îți mulțumim că ești și la noi un contributor extraordinar și oricând gata să slujești în fața camerelor de luat veder și de asemenea oriunde Dumnezeu te va mai chema și îți va călăuzi pașii să fii în mâna Lui și să trăiești pentru a-L sluji pe El. Amin, amin. Mulțumesc, m-am bucurat să fiu aici și Domnul să te întărească și să te binecuvânteze și pe tine în frumoasa lucrare pe care o faceți spre slava Lui. Și dumneavoastră, stimați prieteni, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!